Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Pentru început să vedem care este prognoza meteo. Vremea este în general frumoasă, cerul senin și doar pe alocuri parțial acoperit de nori. La noapte sunt posibile precipitații slabe. Temperatura maximă ajunge până la 27 de grade Celsius. Pentru mâine, meteorologia anunță în general precipitații ce se pot extinde pe toată durata zilei. Temperatura preconizată este de 21 de grade, însă cea percepută va fi de aproximativ 26. În acest moment, în Torino, sunt aproximativ 21 de grade Celsius. Începem știrile de astăzi, reamintindu-vă că sunt în desfășurare mai multe lucrări de reparație a drumurilor și mijloacele de transport în comun pot suferi modificări temporare a traseului. Așadar, sfatul nostru este să consultați pagina web AGTT pentru a vedea aceste modificări. Și cum este vacanță și cald, probabil sunt mulți cei care aleg să meargă la piscină. Amiat anunță că până în prezent sunt 6 piscine care au aderat la programul de curățare propus prin distribuirea unor recipiente în care se adună mucurile de țigări și scrumul. Acestea sunt în circumscripțiile 2, 4, 5, 6, 7 și 8. Continuăm cu un concurs artistico-cultural pentru realizarea unor intervenții artistice de writing pe trei fațade a unor clădiri din Torino. Concursul se adresează tinerilor pasionați și creativi cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Propunerile de proiect trebuie să fie expediate până în data de 9 septembrie la sectorul de politici pentru tineri din Via delle Orfane numărul 20. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a Informa Giovani. În continuare vorbim despre o altă personalitate marcantă și anume Olimpia Savio, scriitoare. Fiind una dintre cele mai cunoscute persoane din Torino la vremea respectivă și deținând unul dintre cele mai frecventate saloane din Torino de către oameni foarte importanți, aceasta a lăsat în urma sa un jurnal în care descrie cum se trăia, care erau aspirațiile oamenilor, dar și dialoguri cu mai mulți oameni importanți ai vremii. Dacă doriți și dumneavoastră să aveți acces oricând la aceste informații ce privesc istoria unificării Italiei, cu momentele cheie, dar și personajele care au jucat un rol important, este posibil. Intrați pe pagina primăriei din Torino, afișată mai jos, și puteți descărca toate documentele gratuit pe smartphone-ul dumneavoastră sau le puteți consulta de pe tabletă. Din agenda zilei de astăzi vă spun că în 26 iulie 1976 a fost utilizat pentru prima dată cardul Visa în Statele Unite ale Americii. Ca și o curiozitate, suma tranzacționată a fost de 178 de dolari. Astăzi există în întreaga lume mai mult de 1 miliard de carduri Visa, generând un volum de vânzări de aproximativ 200.000 de miliarde de dolari. Cardurile Visa sunt acceptate global în peste 22 de milioane de locații, dintre care 653.000 sunt bancomate. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri.